Bună seara, stimați telespectatorii ai televiziunii române. Suntem la apusul soarelui peste prăsnuirea Sfinților Calinic, Veniamin și Mamant și amintirea Sfintei Mucenițe Teodota cu fiii săi. Am terminat aseară, cum o spuneam, toată structura aceasta a psalmilor treptelor. În spatele meu sunt treptele parcului din apropierea străzii cetății din Sibiu, dar asemănarea ar putea fi folosită în favoarea noastră. Este semnul acesta pe care Sfântul Ioan Scărarul îl folosește foarte bine în descrierea urcușului duhovnicesc. Nu. Urcușul duhovnicesc nu e o pantălină care ne duce către un adevăr, ci este o permanentă așezare în trepte în care trebuie să împlinim pe fiecare treaptă virtutea treptei anterioare. Poate că din acest mod de a urca către templu, învățăm și noi cum ar trebui să urcăm către biserică în fiecare zi a săptămânii, cu fiecare zi a săptămânii. În fiecare zi să adăugăm câte ceva, să împlinim câte ceva, să vindecăm câte ceva la noi, să anulăm câte o frustrare, să nu lăsăm să ne rănească. De altfel, la sfârșitul acestei catisme, a 18-a, am găsit această rugăciune cu totul și cu totul bucuroasă. Doamne, nu mă mustra cu mânia Ta și cu urgia Ta, nu mă certa. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, miluiește-mă pe mine păcătosul, săracul, golul, leneșul, nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul și prea desfrânatul, care mă tăvălesc în păcate împotriva firii, întinatul, nerecunoscătorul, nemilostivul, împietritul, bețivul, aprinsul, obraznicul, îndrăznețul, cel fără de răspuns și vrednic de iubirea Ta de oameni, dar vrednic de tot chinul și de ghienă și de pedeapsă. Nu rămâne aici rugăciunea, ci cheamă mila lui Dumnezeu și spune: Izbăvitorule, nu mă pune sub mulțimea chinurilor, ci mă miluiește, că sunt neputincios. Toată taina psaltirii în aceasta constă, în chemarea milei lui Dumnezeu. Haideți să o chemăm, să ne schimbe viețile. Mâine este o nouă zi.